Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vom face matematică Am împreună. revenit cu o problemă, să vedem cine reușește să o rezolve. Ce spuneți? Așa, avem aici patru necunoscute. Și dacă adunăm prima cu a doua, o să ne dea 10. O să scădem din prima, o să scădem a doua. Din prima o să scădem a doua, avem 5. Apoi o să adunăm primele două și o să ne dea 13. Și celelalte două și o să ne dea 12. Și cum procedăm? Deci avem patru necunoscute. Și o să le notăm cu A, B, C și D. A, B, C și D. Și dacă avem A plus B egal cu 10, avem A plus C egal cu 13. Și dacă înmulțim aici prima ecuație cu minus 1, o să ne dea minus A minus B este egal cu minus 10 și scriem A plus C egal cu 13. Și acum le adunăm și o să avem aici se reduc și o să avem minus B plus C este egal cu minus 10 plus 13 și este egal cu 3, pentru că 13 este mai mare și o să-i dăm semnul plus. Așa. Acum o să luăm. Deci am obținut o ecuație. O să luăm C minus D egal cu 5. Și B plus D egal cu 12. Așa. Aici se vede că se pot, dacă le adunăm, D-ul se reduce. Și o să avem B plus C. Deci se reduce D-ul, este egal cu 17. Și avem două ecuații și o să le unim să formăm un sistem. Și avem minus B plus C este egal cu 3 și B plus C este egal cu 17. Deci noi dacă le adunăm, aici se vede că se reduce B-ul și o să avem 2C este egal cu 20. Și dacă scoatem C-ul, C este egal cu 20 de împărțit la 2 și este egal cu 10. Deci am obținut C-ul. Și o să scriem aici sus C egal cu 10. Acum o să înlocuim într-una din aceste două C-ul și o să-l aflăm pe B și să înlocuim în a doua. O să înlocuim în aceasta. Deci avem B plus C este egal cu 17. Înlocuim C-ul cu 10. B plus 10 egal cu 17. Și B-ul nostru egal cu 17. Și 10 îl trecem cu semn schimbat. Minus 10. Și B este egal cu 7.
Deci l-am obținut și pe B. Avem și B-ul, este egal cu 7. Îl avem pe C, pe B. Acum putem înlocui în aici, în prima ecuație și o să-l aflăm pe A și apoi o să înlocuim pe C în a doua și îl aflăm pe D. Ia uitați. Deci în prima, A plus B egal cu 10, să înlocuim B-ul. A plus B egal cu 10, B-ul nostru este 7, da? C-ul este 10 și avem A plus 7 este egal cu 10. Și o să facem A este egal cu 10 minus 7 și o să ne dea 3. Deci A-ul nostru este egal cu 3. Deci A-ul nostru este 3. Și acum să-l aflăm pe D. L-am aflat pe A, pe B și pe C și să-l aflăm pe D. Deci C minus D este egal cu 5. Sau din a doua, B plus D este egal cu 12. Deci avem A-ul este 3. Așa. Și acum, o să facem, o să luăm B plus D este egal cu 12. Și o să-l înlocuim pe B, care este 7 plus D este egal cu 12 și D-ul nostru este egal cu 12 minus 7. Deci D este egal cu 5. Și am aflat necunoscutele noastre, deci D-ul nostru este egal cu 5. Și dacă înlocuim A-ul, B-ul, C-ul și D-ul, o să obținem aici. O să obținem așa A-ul, care este 3, plus B-ul, care este 7, ne dă 10. C-ul nostru, care este 10, minus D-ul nostru, care este 5, ne dă 5. Și dacă adunăm 3 și cu 10, ne dă 13. Și 7 plus 5 ne dă 12. Am rezolvat și această problemă, care este foarte simplă, sper că v-a plăcut și eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă aveți neînțelegeri, să-mi lăsați mesaj în comentarii și vom face tot ceea ce voi nu știți. Numai să-mi lăsați mesaj ca să știu ce nevoie aveți. Și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere!